Jandarmii mehedințeni continuă verificările cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă. Doar în ultima săptămână au fost aplicate peste 70 de sancțiuni contravenționale, dintre acestea 60 au fost aplicate pentru nepurtarea măștii de protecție. Zeci de jandarmi au fost în control pentru a-i prinde pe cei care nu respectă regulile de protecție. Oamenii legii au verificat zonele aglomerate și societățile comerciale, dar au instituit și filtre în zonele carantinate. În ultima săptămână s-au dat amenzi de peste 21.000 de lei celor prinși când călcau regulile. Misiunile jandarmilor mehedințeni pentru protejarea populației împotriva infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 au continuat în perioada 16-23 noiembrie anul curent, cu verificări efectuate în cooperare cu structurile cu atribuții în domeniu, în piețe, gări, autogări, precum și în alte zone aglomerate. În perioada de referință au fost aplicate 74 de sancțiuni contravenționale, 40 de avertismente și 34 de amenzi, în valoare de 21.700 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 55/2020, 60 de sancțiuni au fost aplicate pentru nepurtarea măștii de protecție și 14 sancțiuni pentru deplasarea în afara locuinței fără a avea declarație pe propria răspundere. De asemenea, au continuat misiunile pentru asigurarea ordinii publice și a respectării măsurilor impuse de carantina zonală. Pentru aceasta au fost mobilizate efective de jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră cu misiunea de a realiza filtre la intrarea și ieșirea din zona de carantină, de a constitui patrele auto și pedestre în vederea menținerii unui climat de ordine publică și de a preveni orice incident. Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, vă reamintim faptul că este important să purtați masca de protecție, să respectați măsurile de distanțare fizică, izolare și carantină adoptate de autorități. Oamenii legii au acționat atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte în tot județul. Se pare că cetățenilor nu le-a intrat în reflex purtarea măștii de protecție, întrucât peste 60 de sancțiuni au fost aplicate pentru nepurtarea acesteia și 14 pentru deplasarea în afara locuinței fără a avea declarație pe propria răspundere.